Bună dimineața, suflete dragi! Bine ne regăsim la o nouă celebrare a vieții, la o nouă zi. Fie ca această zi să ne zâmbească din infinit, iar noi să ne acordăm prin grație, prin armonie, prin bucurie, prin celebrare, la vibrații cuantice cât mai înalte. Mesajul de astăzi, 22 iulie 2023, pentru toate sufletele care ascultă și privesc prin taina inimii acest video, adică pentru tine, este despre sincronicități. Se pare că sincronicitatea este modul în care Dumnezeu ne vorbește, pentru că nu există coincidențe în călătoria noastră, ci totul se întâmplă într-o sincronizare divină, perfectă, pentru a se așeza, așa să zicem, piesele de puzzle din călătoria noastră. Sunt anumite situații de viață, drag suflet, care ți se întâmplă în ultimile zile, parcă vin așa lucruri neașteptate către tine și ca o sincronizare perfectă și ți este teamă, poate să spui da, te gândești de ce se întâmplă anumite lucruri. Ei bine, este modul Creatorului de a comunica cu tine și este important să-ți dai voie să faci pași și să primești aceste sincronicități ca pe niște daruri de la divinitate, da? Îngerii spun că există motive foarte bine întemeiate în planul divin pentru toate experiențele prin care tu ai trecut în ultima vreme. Pentru că nu există coincidențe în viața ta, totul este sincronizat perfect de Dumnezeu și de Univers. Așa că ai încredere că îngerii îți trimit călăuzire divină prin informații, prin oamenii care apar acum în călătoria ta. În această perioadă, în aceste zile, ai parte de o călăuzire prin lumina grației divine. Este important să ai încredere în acest proces de tranziție ce se înfăptuiește în viața ta și în calea ta care ți se relevă pas cu pas, fiindcă toate aceste sincronicități te vor duce exact acolo unde ți este dat să fii, de unde ți este dat să fii, nu pentru mintea ta, ci pentru sufletul tău, pentru că mintea ta nu poate concepe planurile minții divine, pentru că este limitată de această vibrație grosieră a planetei Pământ. Îngerii sincronicității sunt aici să te călăuzească și să îți vor aduce aminte de prezența lor, se vor face prezenți în viața ta, îi vei simți la momentul potrivit, pentru că nu există nimic la voia întâmplării, totul este călăuzit. Dacă dai de această oportunitate care este sincronizată perfect pentru tine, să știi că este lucrarea Divinului prin acești îngeri ai sincronicității. Nu există coincidențe, ci doar sincronicități orchestrate de către Dumnezeu. Și spuneam că îngerii își vor face prezența. Cum comunică îngerii cu noi? Păi iată, uite, comunică prin astfel de mesaje, probabil că deschizi YouTube-ul întâmplător, și acest mesaj îți apare și îl deschizi și îl asculți. Mai comunică prin vise, prin intuiția noastră profundă. Ne pot lăsa semne exterioare, să spunem, pene pe care le întâlnim în călătoria noastră. Putem să auzim uneori un țiuit foarte acerb în ureche, atunci este și despre descărcarea codurilor de lumină angelice, de obicei așa se manifestă. Putem să întâlnim în călătoria noastră oameni sau chiar pe stradă când mergem și să ascultăm ceea ce transmite viața și să auzim un om care vorbește cu altcineva și ne trimite exact mesajul pe care noi l-am cerut de la Univers și despre care aveam nevoie. Îngerii mai pot comunica printr-o muzică blândă, iubitoare, cu care noi să rezonăm, pentru că muzica este frecvență și este vindecătoare și înălțătoare. Ne vin foarte multe mesaje din infinit. Prin cărți, bineînțeles, putem să avem anumite cărți și să le deschidem, să cerem călăuzire divină și deschidem la o pagină și exact acolo se deschide ca să
aflăm acea taină de care noi avem nevoie. Deci dă-ți voie să dansezi cu viața, dă-ți voie să mergi într-un ritm divin cu aceste sincronicități, pentru că nu îți sunt date degeaba din infinit și îți vin ca merit divin pentru ceea ce tu ești aici pe pământ, pentru lumina sufletului tău care înfăptuiește numele Viului, al Eternului și susține această călătorie. Pentru că îți amintesc că nu suntem doar pentru noi în această călătorie, noi venim aici pentru a ne susține unii pe ceilalți și pentru a servi întregului. Dacă și tu rezonezi cu mesajele din infinit transmise prin mine și îți dorești o citire energetică personalizată, atunci îți voi lăsa link-ul către pagina mea de Facebook unde poți găsi toate detaliile în descrierea acestui videoclip și te invit cu bucurie să iei contact cu această lume angelică care îți poate releva taine profunde despre propria ta ființă, despre cine ești tu aici pe pământ, ce fel de sămânță ești tu aici pe pământ, cum germinezi prin ceea ce faci, cum crești, ce provocări ai în această călătorie, ce te împuternicește, cum înflorești pe acest pământ și cum rotești tu prin umanul unit cu divinul din tine în acest trup de om. Da, aceste citiri energetice ne duc în profunzimea sufletului nostru și ne arată taine care sunt înscrise în câmpurile noastre energetice în subtil. Îți amintesc despre cuarțul fumuriu pe care îl vezi în imagine. Luna viitoare, în august, voi merge din nou în Egipt pentru a șaptea oară și voi urca pentru a șasea oară în Muntele Sinai în ultimii 2 ani. Muntele Sinai, unul dintre cele mai mari portaluri energetice din lume, care nu te primește așa ușor și mă simt binecuvântată că i-am ascultat cântul și că mă primește pentru a șasea oară. Voi aduce aceste cristale cu arț fumuriu de o frecvență foarte înaltă. Am să-ți las de asemenea descrierea lui în totalitate în descrierea acestui video prin link ca să-i vezi toate proprietățile și cum poți tu să intri în posesia unui astfel de cristal care îți poate deveni un instrument de lumină în această călătorie pe care tu să-l folosești în meditațiile tale, în conectarea cu propria ta ființă. Aceste cristale, fiecare cristal, nu contează de ce natură este, are o ființă eterică, da? Deci fiecare cristal. Și tu poți lucra în mod conștient să programezi acest cristal cum mai vrea tu să te susțină în călătoria ta, la ce vrei să-l folosești. Dragi suflete, haideți să spunem da sincronicităților divine, haideți să ne bucurăm, să celebrăm și să facem din această planetă o casă mai frumoasă prin faptele noastre, prin bucuria inimii noastre și prin renașterea propriilor ființe. Pentru că fiecare pas pe care îl facem noi în viața noastră nu este doar despre noi, ci este despre împreună. Vă zâmbesc și vă mulțumesc pentru că susțineți acest canal. Dacă simțiți că acest mesaj poate susține și alte suflete, vă rog cu iubire să-l distribuiți acolo unde considerați că este nevoie.